Bună dimineața! Anul trecut v-am prezentat o tăiere Guyot și inclusiv la acest butuc tânăr. Și acum suntem după un an și să vedem cum continuăm tăierea. Anul ăsta ar fi anul 3. Este un strugure Victoria. Strugure de masă. Aici a fost coarda de rod lăsată pe care am tăiat-o. Deci coarda de anul trecut s-a eliminat cu o bucată de lemn lăsat astfel încât să se usuce lent. Și mai avem lăsate 3 coarde, una, două, trei, din care trebuie să ne facem următoarea noastră pereche de coardă de rod pentru anul ăsta și cep de înlocuire pentru coarda de la anul. Aici jos mai fost un cep pe care l-am lăsat de rezervă, în caz că se întâmplă ceva, dar deja acum suntem în anul 3. Și cu iernile pe care le avem noi, nu cred că se mai întâmplă mare lucru. La anul o să vină tăia de aici, astfel încât să rămână trunchiul liber. Capul meu de rodire aș vrea să fie cumva sub sârmă, astfel încât să pot arcui frumos coarda de rod. Dacă am alege pe asta ca și coardă de rod, ar fi cumva prea sus. Cepul ar trebui să fie undeva de desubtul coardei de rod. Atunci aș alege eu pe asta coardă de rod. Da. Și aceasta de desubtul ei să fie cepul de înlocuire pentru la anul. Deci, tăiem ăsta la 2 muguri. Nu luăm în considerare pestea de aici din coroană, de jos. Și numărăm, avem 1 de desubt, încă 1 aici, 2. Și tăiem deasupra lui. Deci, ăsta ar fi cepul. Asta ziceam că este coarda noastră de rod, care o să vină legată pe sârmă. Iar cea de-a treia lăsată, deci sunt doar 3 pentru că bineînțeles că în verde s-au plivit lăstarii de prisos, da? Deci asta urmează să fie eliminat. Și deci asta ar fi Guyot simplu sau unilateral cu cep de înlocuire și coardă de rod pentru anul ăsta. În timp, da, deși aici lângă stâlp și nu prea am loc, se pot construi. Se mai poate construi încă un braț în stânga, dar, cum ziceam, nu e loc. E prea puțin spațiu. Și o să rămână probabil așa un butuc cu, mereu cu perechi de cep și coardă, deci stil Guyot. Mulțumesc!